Prinderea sau împușcarea urșilor problemă este în plină desfășurare. Vânătorii din Buzău au anunțat deja primele reușite. În total, 6 animale sălbatice au fost împușcate, adică aproape un sfert din cota de recoltare atribuită județului Buzău. Vânătoarea decurge însă destul de greu, pentru că tocmai în această perioadă animalele găsesc hrană suficientă în interiorul pădurilor și sunt dispersați, ceea ce îngreunează împușcarea lor. Potrivit directorului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Buzău, Dragoș Ștefănescu, cele 6 exemplare de urs au fost extrase pe 5 fonduri de vânătoare și sunt animale care în mod frecvent atacau comunitățile. Până acum cred că avem 6 pe total județ. CJVPS Buzău are pe 44 Câlnă un exemplar, 38 Neharnămușa un exemplar și pe Bâsca Mare la AVPS Interagro Acționar 2 exemplare. Mai sunt celelalte 2, ce știu eu, pe Cătina la Cerbul Carpatin, 1 și încă 1 la Călifar pe fondul Vrești, 25 Vrești. Vânătoarea continuă, însă urșii sunt greu de găsit în această perioadă, pentru că au hrană în pădure și sunt dispersați. Urși exemplare de mărime medie, nu neapărat mari, e vorba de urși care au creat probleme în zone respective, sigur, unii dintre urșii respectivi. E nivel de prevenție, deci noi încercăm să scoatem din zone fierbinți, unde au fost probleme, unde au fost pagube și de acolo s-au și recoltat. Dar e complicat pentru că există fructificație la fag, deci este jir peste tot și sunt destul de dispersați. Din cauza asta nici nu prea au mai fost foarte multe probleme, dacă ați observat ultima perioadă. Deși ei se hrănesc foarte intens toamnă. Nu ne-aș da nici vremea, e capricioasă asta cum și e problematic cu recoltatul și mai ales pe fondul faptului că există jir, repet, au mâncare în pădure. Asta e ideea. Trofeele au rămas la vânători, nefiind vorba de exemplare de urs care să intre în patrimoniu național. Conform legii, se prezintă reprezentanții gărzii forestiere, măsoară trofeu blană, trofeu craniu, constată în ce intervale se încadrează, dacă rămân de patrimoniu sau nu. N-a fost cazul până acum, că e vorba de urși cu punctaj blană peste 400 de puncte, ci plus 5%, adică 420, nu a fost cazul. Trofeele revin vânătorului, după ce facem dovada faptului că probele de țesut muscular au fost predate la INCDS, că avem obligația prin lege să facem treaba asta. În total, din Buzău trebuie împușcați 28 de urși. Decizia a fost luată prin lege adoptată de Parlament în regim de urgență, în urma tragediei din Munții Buceci din vară, când o tânără a fost omorâtă de un urs, în timp ce se afla în drumeție. Potrivit legii, la nivel național ar trebui recoltate peste 400 de exemplare de urs.